prima ocazie i-a aparținut lui Cica. Atacantul Forăsei a trimis în minutul 5 cu capul pe lângă poartă. Mihalciuc a trecut și el pe lângă deschiderea scorului la jumătatea primei reprize. Makongo a trimis mingea în poartă după o lovitură liberă executată de Filip, dar golul a fost anulat pentru offside. Scorul a fost deschis în minutul 44. Marian Ilie a fost faultat în suprafața de pedapsă, iar Iosif Netpai a transformat lovitura de la 11 metri. Imediat după fluierul de start al reprizei secunde, Cica a scăpat singur cu portarul advers, dar n-a reușit să-l învingă. A urmat încă un gol anulat în dreptul Forestei, de data aceasta la capătul acțiunii aflându-se Marian Ilie. Fără replică din partea oaspeților, sucevenii au continuat să atace în valuri poarta adversă. Vasluienii n-au mai avut nicio șansă în minutul 81, când Filip a scăpat singur cu portarul advers, i-a pasat lui Cica, iar atacantul Forestei a îndeplinit o simplă formalitate. După doar 4 minute, Filip a ajuns la finalizare și a transformat în gol o centrare venită de la Căinari. Filip a mai trimis o dată mingea în poartă, dar golul a fost anulat pentru offside. Meciul s-a încheiat cu scorul de 3-0, iar Foresta a rămas liderul seriei 1 a Ligii a 3-a, cu un avans de 7 puncte față de locul secund, ocupat de CSM Bacău. În următoarea etapă, sucevenii vor juca la Miercurea Ciuc, vineri, de la ora 14.